Am revenit. Să vedem ce mai putem spune, Marian. Deci, rămăsesem la caracteristicile acestui mistreț în raport cu Tigru, care reprezintă prima lună, cum va începe anul. Am spus că începe furtunos, furtunos. După care va avea o tendință puțin de domolire când intrăm în luna de iepure, da? Cu toate că nu va fi nici aceea prea bună, pentru că iar avem foc pe lemn peste tot. Vreau să vă spun că lumea acum să nu o să, sper că nu o să creadă că dacă eu am spus că cineva o duce rău, gata, s-a terminat. Deci există alte caracteristici, da, în viața fiecăruia. Că vă spuneam, șobolanii noi zicem o duc foarte bune, că au două stele foarte bune care care vor fi de mare ajutor, dar în schimb au și o stea care pentru aia care sunt mai bătrâni și au puțină boală în ei, s-ar putea dacă nu se apucă de exerciții și de dietă, atenție Nu mare, spunem eu sunt în cazul ăsta, lucrurile. pot avea probleme și atunci ce o să fac? Marian este monitorizat în cadrul acestei emisiuni să nu spună lucruri rele. Deci. Nu. Așa. Vă spuneam că noi am scris acest jurnal anul ăsta și el este plin cu toate datele astea, cu ce vreți Putem să... să-l arătăm, Marian. Putem să-l arătăm? Da. Este o mândrie Dar a mea. răsfoiește. Vreau să vă spun că este mândria mea pentru că împreună cu soția mea a fost pentru prima oară când este o carte specială pentru România. Și ce conține? Conține fiecare zi în parte. Deci când o să vă uitați în ea, are fiecare zi în parte cu activitățile posibile, imposibile. Aici avem animalul zilei, aici avem animalul lunii. Ce vreau să vă spun? Dacă mă întrebați cel mai bun sfat pentru toată lumea, faceți cadou copiilor dumneavoastră care se vor naște anul acesta, un singur lucru care puteți să-l controlați, ora de naștere. Dacă anul trecut v-am spus că toți copiii care s-au născut au avut steaua împăratului, da? Toți au avut steaua împăratului, iată că anul acesta, dacă copilul se naște la o oră proastă, la o oră de șarpe, va avea probleme. Orele de șarpe fiind între ora 9 și 11, dar să nu uităm de ajustarea de la ora de vară. Da? Și atunci aveți grijă că ăla este singurul cadou frumos care puteți să-l faceți acestor copii. Copiii vor fi foarte buni la învățătură care se nasc anul ăsta. Da? Dacă anul trecut am spus că se vor naște împărați, adică oameni care Avea statut. vor avea... Depinde de ei unde ajung. O să-mi zice, stai mă că Normal că nu toată lumea. da, s-a născut copilul meu și a ajuns hoț. Și eu ce să fac? Dacă asta a fost mediul, există doi oameni care cresc, s-au născut în aceea zi, în aceeași maternitate, la aceeași oră. Și o să ziceți, pe ei ar trebui să fie la fel. Nu! Pentru că există componenta aceea a liberului arbitru, Socială, sigur, care educație. reprezintă părinții. Și părinții pot să schimbe viața unuia și pot să, celălalt să meargă în cealaltă direcție. În totalitate. Ok? În totalitate. Să mergem mai Absolut. departe, să vedem luna martie. O lună, și luna martie este o lună destul de interesantă. Este o lună a unor propuneri financiare foarte puternice, deci o lună importantă din punct de vedere financiar, dar nu din punct de vedere financiar atât al investițiilor în sine, cât mai mult al propunerilor. O lună foarte bună și pe intuiție, pe ajutor venit din zona călătorilor în străinătate. Dar ceea ce este cel mai interesant este că putem accesa emoțional ceea ce ne dorim și aici chiar aș vrea să dezvoltăm puțin acest aspect. Este o lună puternică în care trebuie să exersăm mai mult puterea de a, forța de fapt de a înțelege ceea ce ne dorim cu adevărat și ceea ce ne dorim cu adevărat poate fi pus în practică, poate căpăta putere prin forța emoțională și, de asemenea, o lună foarte bună pentru persoanele care își doresc să investească. Mare atenție numai să nu irosim energia pe acțiuni care nu duc nicăieri. Da, mare atenție că pe treiul lunii, numerologic, se suprapune acel trei al anului. Va avea acces la valori, beneficii, privilegii și materialități în lume cine înțelege mersul anului. Revenim la ideea de mistreț, revenim la ideea de forță, revenim la ideea de pământ. Trebuie lucrurile făcute în altă cheie.
ca să potențăm la maxim elementele lunii martie din punct de vedere astrologic. Lucrurile trebuie să făcute altfel. Avem un dublu de trei, treiul anului cu treiul lunii. Avem date interesante ale planetelor, dar nu trebuie să acționăm uzual, obișnuit, în sensul energiilor pământești, care se vor activa, binele și răul vor fi extrem de active, odată pe cifra anului, odată pe influența astrologică a anului, da? Mare atenție, putem să câștigăm averi sau să putem să pierdem totul, atenție cum acționăm. Atenție cum acționăm. Interesant, vorbeam despre o anumită simbioză, o anumită continuitate a lui 2018 către 2019. Pentru persoanele care în 2018 au avut o problemă dură, o problemă care poate i-a marcat sau le-a atras atenția sau le-a schimbat viața sau i-a necăjit, practic, destul de mult, 2019, să nu se înțeleagă greșit, nu amplifică acea problemă, nu îi sperie mai rău. Dar dacă se intră în 2019 fără să se înțeleagă fondul problemei din 2018, deci trebuie tot să ne gândim la această trecere între ani, care a fost situația, problema, persoana care ne-a supărat cel mai rău în dar mai puțin persoana, mai mult situația sau energia. Ce ne-a supărat cel mai rău în 2018? Care a fost, dacă ar fi să ne întrebe cineva, pur și simplu, ce te-a supărat cel mai rău în acest an? Sau care a fost karma ta grea în 2018, de ce te-ai necăjit cel mai mult, ce îi răspunde? După ce ne dăm acest răspuns, unii au suferit în dragoste, alții o operație, ceva pe sănătate, alții nu au avut bani deloc, au pierdut foarte mulți bani, alții au aflat ca o boală și așa mai departe, da? Deci, după ce ne-am identificat problema majoră în 2018, pentru că n-a fost un an deloc întâmplător din punct de vedere al mesajelor, trebuie să înțelegem că aceea ar cam fi zona în care este un călcâi al lui Ahile. 2019 poate fie să vindece complet această rană dacă i-am înțeles mesajul, adică poate și o să dăm niște exemple concrete. Spre exemplu, ai aflat în 2018 că ai o boală, să spunem, da? Nu înseamnă asta că în 2018 ea va fi amplificată, dacă e înțeles cauza, vreau să spun. Există și posibilitatea unei vindecări miraculoase sau unei atenuări aproape miraculoase a acelei boli. Dacă în 2018, spre exemplu, ai avut pierderi majore financiar sau ai avut fluctuații financiare care te-au tulburat peste măsură, înseamnă că acolo este un călcâi al lui Ahile. Poate să însemne fie că ești foarte zgârcit, fie dimpotrivă că ești prea generos, fie că în alte vieți ai făcut o karmă proastă pe bani, să spunem. Dacă ai înțeles mesajul, sigur, care diferă în funcție de la persoană la persoană, 2018 s-ar putea să vină cu niște investiții fantastice sau cu șansa de a reacumula acei bani. Și să mai dăm un singur exemplu, dacă în 2018 spune a avut probleme mari pe zona emoțională, nu știu, o pierdere de situație sau ceva care te-a tulburat, este clar că trebuie să umbli la cauză să vezi și dacă persoana era potrivită sau nu, dacă tu ai acționat corect și așa mai departe, să cauți sâmburele problemei și iarăși vei avea, s-ar putea să ai surpriza dacă ai analizat corect și ai umblat la cauze și ai mers direct la rădăcină sau sunt oameni cărora li s-a cerut de către univers să se despartă de o anumită persoană pentru că nu mai mergea relația. Absolut deloc. Și au insistat, au persistat în zona respectivă. 2019 poate să amplifice problema. Pentru că tu, de fapt, n-ai făcut nimic. Sau aduce noi elemente în ecuație. Deci îți aduce mai multe piese, astfel încât să poți să rezolvi puzzle-ul respectiv. Ce înseamnă mai multe piese? Îți aduce mai multe informații, mai multe elemente. Mă rog, eu am un defect, ingineria Batovina. Și atunci vorbim de aceste elemente care încep să se așeze altfel, cu condiția ca noi să fim foarte atenți la aceste mesaje. De asemenea, mi se pare foarte important în ceea ce spuneai puțin mai înainte, să lăsăm puțin scenariile deoparte, să nu mai proiectăm anumite așteptări sau să fim, nu știu, suspicioși, pentru că anul 2018 ne-a făcut, mai ales pe final, pe toți ușor suspicioși, proiectând anumite scenarii de viață care n-au absolut nicio legătură cu realitatea. Din acest punct de vedere, 2019
tocmai prin această neliniaritate, da, caracteristică, ne forțează să fim mult mai pragmatici, mult mai realiști și să ieșim din zona aceasta de scenarită. Are dreptate, pentru că vă țineți minte că toată anul s-a vorbit despre cutremure. Deci am intrat pe această sferă liniară, domnilor, să fie cutremur. Cutremurul nu are loc decât când are loc o destabilizare. Anul acesta care urmează de Mistreț e un an mai periculos pentru că există o destabilizare. Vor fi alunecări de teren mai multe. Pentru că apa cu acest... Este un an de pământ? Este un an de apă cu pământ. Dar apa stă sub pământ. Deci, ia uite cum... Dar există pericol pe cutremure? Există foarte mare pericol de alunecări de teren. Foarte mare. De tsunami. Dar, de exemplu, anii cu cutremure mare au fost an de pământ? A fost an de... Nu, a fost an de șarpe. Da? A avut, din contră, a avut foc pe foc a fost atunci, dacă mi-aduc bine aminte, 7-7. Dar, în afară de acest lucru cu... să nu uităm că anul trecut a fost anul acesta de justiție, de luat hotărâri, cum ai spus și tu. Poate că o relație nu ți-a fost bună, a trebuit să iei o decizie. A fost un an decizional. E, anul acesta, Mistrețul ăsta are prea multă încredere în oameni. Este paradoxal total diferit. Și ei trebuie să învețe. Deci, Mistrețul ăsta, dacă nu e atent, va fi rănit, pentru că va pierde foarte mult, va fi înșelat. Există chiar niște stele, o să discutăm la momentul respectiv, care zic că nu se lasă de tine până nu pierzi bani. Pentru anumite zodii. Nu o să vă spun astăzi ca să mai dormiți o săptămână liniștiți. Dar conjunctura e următoarea, exact ce ai spus. Vine și ți se dă un dacă. Și zodii care nu mai au ce să piardă, că au pierdut în 2018. Niciodată să nu te pui cu oamenii care n-au nimic de pierdut. Dar ideea este în felul următor. Să spunem, dacă vine cineva și îți spune, domnule, nu te duce să joci la păcănele. Îți dau un exemplu. Pentru că vei pierde masiv anul ăsta. Dacă tu te duci să joci la păcănele, e liberul tău arbitru care n-ai cum să îl atenuezi. Pentru că lumea vine și îi spune, știți că copilul meu are un viciu nemaipomenit. Ce să-i facem să-i oprim acest viciu? Vorbiți cu el, doamna, aranjat. Nu, ei vor, știți, și-ar vrea să-i dea un pic cu ulei pe aici și gata, nu mai are viciul ăla. Nu se poate așa ceva. Totul e comunicare în viața asta. Comunicare. Din nefericire, există foarte multă neînțelegere. Ingrid? Din punctul de vedere al astrologiei occidentale, vorbești de un an de scorpion. Știu, nu există așa ceva. Nu, Mariana, vorbim despre faptul că nu există o comparație. Spui multe și mi stres dacă spui foarte multe. Vânat și tot deopotrivă periculos. Nu are o viață liniștită oricum, această făptură. Eu am îngrijorări reale, mi-a fost dat și mie zilele acestea întâmplător să dau, uitându-mă pe știri, pe telefon, să ne apară pe ecran. Un an excepțional, va fi 2019, am închis, înseamnă că cine a făcut acele predicții astrologice nu are nicio legătură cu domeniul. Dom'le, nu va fi catastrofal, dar va fi punctual și la obiect. Va fi un an și, într-adevăr, cum bine ai spus, Alina, crezând un om... Va fi un an de chirurgie. Asta am vrut să spun. Exact. Va tăia... În ultimul înainte de începuturi noi, pentru că șobolanul este începutul zodiacului. Da. Asta e ultimul an al zodiacului. Și va avea grijă să facă curățenie. Repet, Mistrețul este ori vânat săracul adesea, dar și câmpânează și o face în gașcă, o face în grup de obicei. Nu un an ușor. Nu va fi un an ușor. Fie și... Dar care va fi cea mai mare provocare a lui 2019 din punctul nostru de vedere? Chiar vrei să spun? Moarte. Ce nu? Moarte. S-a speriat până moartea... și Marian. Moarte. Moartea unui... Încetarea unui mod de viață. Încheierea unor vieți la propriu. Acțiuni, intervenții radicale. Da, Ingrid vrea să spună că poate
S-ar putea ca fiecare dintre noi să avem un șoc în zona asta. Bine, poate nu fi și o persoană îndepărtată, fizic, nu se, ceva, dar sunt niște situații care nu mai se pot încheia situații, exact. Da, și, adică și mor situații, nu neapărat că mor persoane. Corect, corect, da. Încetează... Dar asta e frica din noi, care dacă... Nu? Ingrid? La asta te refer. Că sigur mor. Că da, încetează să existe, poate chiar peste noapte, mod de viață, peste noapte poate să înceapă un alt mod de viață, nu vei fi întrebat. Pentru că anul ăsta s-ar putea ca îngerașul tău pozitor să fie foarte supărat și să zic că anul ăsta faci ca mine. Da? Adică am făcut ce ai vrut tu, niște ani, niște... Vezi tu, balanța a fost un an justițiar, a făcut dreptate în felul ei acest an de... dar pe de altă parte, cine n-a înțeles mesajul, acum intră pe zona de Scorpion, nu pentru ce este renumit, dacă vorbim în limbajul unei astrologii occidentale, lucru dovedit. Cam taie așa. Din rădăcină, nu? Cam taie din rădăcină niște lucruri. Și cumva, dacă vrei, eu aș interpreta intrarea acestui Marte, chiar de la început de an, în... și stau ca pe un semn. Aș fi... Aș acorda atenție maximă începutului de an, pentru că știm foarte bine... Cam viață. Cum pleci de acasă? Într-o vizită îți va fi și vizita? Cum începi revenim, un an? Îmi cer scuze, Ingrid, revenim după publicitate cu discuția.